Construiește raza reflectată și raza refractată pentru un unghi de incidență egal 45 de grade cu suprafața de separare pe verticală pentru următoarele medii. Primul mediu sticlă cu indicele de refracție 1,5 și al doilea apă cu indicele de refracție N2 egal 1,33. Cum se începe desenul care arată mersul razelor? Prima dată desenăm suprafața de separare dintre cele două medii, care ni se spune să o așezăm pe verticală. Deci, trasăm o linie pe verticală și arătăm că aceasta este suprafața de separare dintre două medii. Aici, de obicei ne considerăm că lumina vine din partea stângă, în sensul descris. Deci, primul mediu avem sticlă cu indicele de refracție N1 egal 1,5 și al doilea mediu, separat de această suprafață, avem apă cu indicele de refracție N2 egal 1,33. După ce am desenat suprafața de separare și am pus cele două medii care le separă, desenăm normala la această suprafață, normală care este perpendiculară dusă pe suprafața de separare. Dacă pe același desen desenăm și reflexie și refracție, atunci vom trasa normala atât în primul mediu cât și în cel de-al doilea mediu, punctată. Sursa de lumină trebuie așezată obligatoriu în primul mediu. Ea emite o rază a cărui unghi de incidență este de 45 de grade. Unghiul de incidență este unghiul dintre raza incidentă provenită de la sursa de lumină, întotdeauna cu normala. Deci, așezăm linia raportorului pe normală cu mijlocul ei în punctul de incidență I. Și de la normală mergem și arătăm un unghi de 45 de grade și am pus un punct. Și apoi unim cu punctul I. Deci aici avem sursa de lumină S și raza incidentă SI. Și aici, cu normala, unghiul de incidență I mic, 45 de grade. Ca să arătăm cum se reflectă această rază de lumină, respectăm legea a doua a reflexiei, și anume, unghiul de incidență să fie egal cu unghiul de reflexie. Deci, luăm iarăși raportorul, punem linia raportorului pe normală, cu mijlocul ei în punctul de incidență, și de la normală, în planul de jos, conturăm unghiul de 45 de grade și punem un punct. Și unim cu punctul I. Aceasta este raza reflectată, care o vom nota cu IR. Și arătăm cum ea vine pe suprafața de separare, își schimbă direcția de propagare și se întoarce tot în primul mediu. Iată ce înseamnă rază reflectată. Raza care se întoarce în mediul de unde a provenit cu schimbarea direcției de propagare atunci când întâlnește un alt mediu. Arătăm aici că avem unghiul de reflexie R mic egal cu unghiul de incidență, adică 45 de grade. Să notăm și normala NI. Ca să desenăm raza refractată, adică raza care vine din primul mediu și trece în cel de-al doilea mediu, schimbându-și direcția de propagare, mai întâi trasăm punctat
Direcția pe care o are rasa de lumină în primul mediu, deci punem rigla pe direcția razei incidente și o prelungim în cel de-al doilea mediu. Punctată. Deci aceasta este prelungirea razei incidente. După care studiem ce situație avem, cum este indicele de refracție al primului mediu față de indicele de refracție al celui de-al doilea mediu. Observăm că N1 este mai mare decât N2. Notăm acest caz. N1 mai mare decât N2. Când avem această situație, deci când primul mediu are indicele de refracție mai mare decât al celui de-al doilea, raza refractată se depărtează de normală. Adică, ea, dacă nu și-ar fi schimbat direcția de propagare când ar fi trecut în al doilea mediu, ar fi urmat acest drum care îl avea în primul mediu. Dar, aici avem normala, ea se depărtează de normală și deci va fi undeva între suprafața de separare și direcția luminii din primul mediu. Și ca să nu confundăm raza refractată cu raza reflectată, aceasta o vom nota cu I, R'. Pentru că amândouă încep cu R. Și iată cum trece lumina în cel de-al doilea mediu. Mai avem de desenat unghiul de refracție dintre raza refractată I, R' cu normala. Și anume, unghiul de refracție o să-l notăm cu R mic prim.